Salut, dragilor, și bun găsit la ediția de dimineață, ediția de Iași. Umblăm în toamna asta cu emisiunea prin țară în căutarea unor oameni mai interesanți și mai puțin alintați, cum sunt cei de la București, care toată ziua apar la televizor. Oameni pe care cred eu că merită să-i descoperiți și pe care merită să-i ascultați, că învățați lucruri interesante de la ei. Astăzi, Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice din Iași. Bună ziua! Bună ziua! Mai întâi, eu mi-aduc aminte, nu știu dacă suntem chiar în aceeași generație, dar pe vremea noastră era un banc cu inginerii. Dom'le, care sunt lucrurile pe care au inginerii și căței în comun? Bineînțeles. Da? Din primul an îl învățam, da. Bancul. Amândoi o privire inteligentă, dar nu știu să se exprime. Da. Între timp, în generația mea ne-am făcut toți jurnaliști în anii 90. Acum avem o problemă. Dacă intrăm pe Facebook, constatăm că toți sunt ingineri, doctori, exact. Fără calificări. Mai există și ingineri adevărați în România, de ăștia care se pricep cu planșetă, cu Dacă mai este calcule. Nevoie de ingineri adevărați, mai există. Mai există, categoric, da. Mai avem da. Ce să facem cu inginerii? Cum să nu? Păi în momentul de față, din câte știu toate datele statistice pentru țara noastră, spun că este nevoie de 200.000 de ingineri. Unii zic chiar 400, dar 200.000 de ingineri este o cifră care se regăsește în toate rapoartele oficiale. Nostalgicii care zic, domnule, s-a terminat cu fabricile lui Ceaușescu, industria e la pământ, nu mai avem nimic. Nostalgicii o să vă întrebe cu ajutorul meu acum, păi ce fac ăștia, unde să duc să lucreze, în ce fabrici? Dar, pe tocmai că avem nevoie de fabrici. Acum, sensul de fabrică, vedeți că fabrica presupune ceva, cumva și un termen comunist, să spunem așa. Da. Acum sunt companii, ca să le spunem așa, okay. Companii, deci da. Companii, firme, bun, bun. Nu, îl pregătim. Vreau să vă spun, ca să fac o paranteză, deci în 83, când am dat admitere la Iași, eu sunt din Sibiu, sunt sibian, au fost 8 și jumătate pe loc, Vă dați seama, o concurență ca la medicină. Atunci, e adevărat că în jurul Iașului existau, sau în Moldova mai ales, foarte multe combinate chimice, cum erau, nu fabrici, erau combinate peste fabrici. Și în toată țara, de fapt, existau foarte multe astfel de combinate. Astăzi, se pare că se dorește nu neapărat refacerea lor la scara care era atunci, dar există foarte multe firme și companii mai mici, românești, care au început să crească și au nevoie de ingineri din toate domeniile. Pot să vă spun, anul ăsta, că după câțiva ani, am avut la admitere, pe zona de construcții, un salt extraordinar, aproape o triplare a numărului de candidați și de admiși față de anul trecut. Uite că e plin de macarale peste tot și și goale, acum. Macarale goale. Goale? Bun, dar acum inginerii nu stea chiar în macara, dar asta e... Mă rog, da. Da. Deci merită să te faci inginer. Bineînțeles. Cât se câștigă ca inginer? Când termină facultatea un absolvent de aici, de la Iași? Acum depinde. Să zicem că rămâne în Iași. Visul știu că e 1000 de euro, dar ea? Acum nu știu dacă termină de aici, de la Iași sau de la Cluj sau de la Timișoara, cam la fel câștigă. Dar plaja de câștiguri e foarte mare când termine, atunci ca stagiar. Pentru că dacă termini în zona IT, poți să ai un salariu de 3.000 de euro, să spunem chiar net, iar pentru un inginer, să spunem, din zona de inginerie chimică, care în prezent are mai puține oportunități de a se angaja, cel puțin în Iași, oricum ajunge la 1.000 de euro și avem foarte multe solicitări. De fapt, cu cât ești mai într-un număr mai mic, cu atât solicitarea este mai mare și ai căutare mai mare. Deci între 1.000 și 3.000 de euro, stagiar. Stagiar. Câți aveți din străinătate? 500 avem din, dacă nu punem Republica Moldova, să nu o considerăm o străinătate, deci din străinătate și în afara Uniunii Europene, în special, până de acolo ne vin foarte mulți, pentru că cei din Uniunea Europeană sunt incluși în categoria studenților români și Uniunea Europeană, deci din străinătate avem 500 de studenți, plătitori de taxă. Cei mai mulți vin din zona Maghrebului, din zona Orientului apropiat și Vă aduceți aminte, pe vremea noastră, erau aia cu mașini cu 12B? Noi la Politehnică n-am prea avut. N-ați avut? Nu. Am avut, noi aveam din Grecia la Politehnică aveau în special. Aveau numerele lor la mașini. Știu, arabii, erau. Da. Aveau numerele lor și era bine într-un fel, că știai de unde să duci să-ți cumperi un pachet de țigări, da, de cafea. Aveai oricum... La ei găseai, în cămin. În sigur, cămin bineînțeles, la bineînțeles. Regie. Da. Și avem chiar doi din Mexic și din Statele Unite. Interesant cum au venit din America să facă inginerii în România. Da. Da. În general, vin la programe de master. Ați reușit să recunoașteți și în America? Fiindcă știu că este cel mai greu să vii din România cu chiar facultate n-am avut atât de mulți studenți încât să ne punem problema asta, deocamdată. Aha. Dar, bineînțeles, că în Uniunea Europeană avem. Și avem chiar programe cu dublă diplomă în care sunt recunoscute și la noi și în țara respectivă din start. Deci, practic, persoana care termină programul respectiv are diplomă și în România și, îi spunem, în Franța. Până în 90 existau 4-5 centre universitare mari.
Acum făceam o statistică, fac o paranteză, făceam o statistică, mai există doar 2 sau 3 orașe reședință de județ care n-au o filială de universitate sau o universitate. Bun, dar atunci erau 4-5 centre universitare mari care adunau, concentrau toată forța, să spunem, candidaților. Iașul a fost un oraș mai liber. Am prins și revolta studenților din 1987. Cum a fost la revolta aceea? Că știm destul de puțin despre ea. Au fost câțiva studenți care au vrut să provoace o demonstrație în centrul Iași? Sau cum a fost? Nu. Problema a fost în felul următor. Era o perioadă în care eram aproape de sesiune. Cred că eram chiar în sesiune. Da, eram în sesiune, pentru că revolta a fost pe 19 februarie, 17-19 februarie. Eu m-am însurat pe 21 februarie, deci a fost exact cu 3 zile înainte. Și era sesiune și seara, după o anumită oră, se lua curentul întotdeauna din motive de economie, după cum le știm noi, în campus. Dar nu numai în campusul din Tudor Vladimirescu, ci și în campusul din Târgușor, din Copou, deci peste tot. Și până la urmă, erau condițiile cum erau, eu mă aduc aminte că într-o cameră în care aveam gheață la colțurile camerei. Adică studenții, când astăzi sunt nemulțumiți că poate o cameră nu-i perfectă, uită niște lucruri. Dar era frumos, știți cum era, eram tineri, vorba aceea. Și atunci s-a pornit din Copou, a pornit un grup de studenți din Copou și lumea revoltată se acumulase, iarnă, frig, iernile în Moldova sunt mai grele în general, deși în ultima vreme nu, dar mai grele decât în alte părți ale țării, nu era curent, nu era căldură și atunci lumea a ieșit. N-a durat foarte mult pentru că dimineață se cam stinsese totul. Noi n-am ieșit decât până în Tudor, până în fața facultății. Nu v-a fost frică? Să nu vă cauzeze la carieră? Sau... Cum să vă... Da, ce carieră? Că atunci eram în anul 3 de facultate. Da, îți faci planuri de carieră și în anul 3 de facultate. La vârsta aceea, nu știu, dumneavoastră v-ați gândit când erați tânăr și entuziasmat și entuziast. Eu aveam planul gata făcut, eu vreau să emigrez. Deci la mine era clar. Eu nu vroiam, nu. Și nici nu mă gândeam că în 2 ani nu o să mai fie nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Nu ne-am gândit la asta. Nu, am fost pur și simplu adevărat. Nu m-am gândit nici la sănătatea mea sau la propria mea siguranță, pentru că și vreau să spun că în 89 m-a prins la Sibiu la părinții mei revoluția. Și am ieșit să apăr blocul copii fiind. 25 de ani, totuși ești copil, consider. Și nu ne era frică, deși noi ce aveam în mână? O bâtă și putea să vină, dacă era să vină cineva, venea cu altceva. Nu te gândeai atunci, nu te-ai gândit atunci. Cum a fost mai departe? Ați terminat facultatea. V-a trimis... Da. Erau repartiții obligatorii, da, am fost ultima generație cu repartiții obligatorii. Unde era repartiția? Am luat-o eu la Vălenii de Munte. Eu am fost al patrulea pe țară. Pe specializarea mea. Deci Vălenii de Munte era upgrade, era bine? Nu, că pentru mine era bine. Pentru că eu vreau să ajung la Sibiu. Aha. Și atunci era cel mai apropiat loc, eram și căsătorit, aveam prioritate. 3 ore, 4 ore până la Sibiu cu mașina, era cu trenul 6. Era la jumătatea drumului între Iași și Sibiu, dar n-am ajuns la Sibiu, cum am întors de la Vălenii de Munte la Iași. Okay. Da, am lucrat un an de zile la Valea Teleajenului, la întreprinderea mecanică Valea Teleajenului, care nu mai există acum. Și în octombrie 1990 am venit la ea și am dat concurs pe post de preparator, cum era atunci, preparator, și de atunci am rămas în intrat în Academie. Da, am intrat în Universitatea Tehnică, da. Un lucru, am discutat acum vreo câteva săptămâni la Iași cu domnul David, care spunea o chestie, domnul Daniel David, spunea o chestie interesantă, că școala trebuie să scoată, în cazul lor, Babeș Bolyai, trebuie să scoată nu numai profesioniști, dar și cetățeni. Da. Avem o datorie ca tinerii care termină facultatea să aibă și elementul ăsta de, hai să nu folosim cuvinte mari, dar măcar respect, dacă nu iubire, față de România? Eu cred că e principala noastră datorie, pentru că orice altceva legat de profesia pe care și-au ales-o, orice altceva poți să o înveți și după. Școala nu-ți oferă decât un bagaj general de cunoștințe și pe care tu apoi să te adaptezi. Dar în primul rând trebuie să, eu rămân la convingerea, trebuie să-ți ofere o atitudine. În primul rând, o atitudine. Și e foarte important și eu încerc să le insuflu, fără să cad într-un patriotism din acesta, mă rog, de suiet, să spunem așa, încerc să le insuflu și le spun tot timpul, cel mai bine să vă găsiți un rost în România. Cel mai bine să vă găsiți un rost aici. Îi spun, nu se poate, nu există, nu se poate. Și noi am fi putut emigra imediat în 90, atâția să plecăm, era liber, au poate și mai plecat, ușor decât acum. Au și plecat din generația. Câți au plecat din generația noastră? Din generația mea, să știți că nu știu dacă au plecat. Chiar mi-aduc aminte, nu cred că au plecat.
Noi am fost o generație care încă am găsit locuri de muncă atunci, imediat. Chiar am fost forțați să le ocupăm, să spunem așa. Cei care au vrut să rămână acolo, au rămas acolo, dar nu erau locuri de repartiție în orașe mari, pentru că orașele mari erau închise. Dar oricum, cine a vrut să-și facă un rost acolo a rămas. Și chiar nu știu dacă din generația mea, 36 am fost, a plecat vreunul. Dacă să ne întoarcem la generațiile actuale, spuneți că ar trebui să aibă și niște elemente, să zicem, de patriotism. Da, valori nu morale, elemente, construim în vreun fel, construiește, ar trebui o universitate, chiar și tehnică, să livreze și un set de valori umane, morale, pentru... Dar de ce chiar și tehnică? De ce chiar și tehnică? Pentru că așa cum am stabilit la început cățelul și cu inginerul... În cazul altor universități, da, să spunem... Și eu am început cu Universitatea Tehnică de Construcții din București, de ca să, dacă este vreo critică la adresa cuiva, este și autocritică. Da, uitați-vă în ochii mei. Da, vedeți nu că nu știu să mă exprim bine, ok? Așa. Nu cred că e critică, da. Cred că orice universitate, asta e menirea, să ofere și noțiuni de, în primul rând, de patriotism, noțiuni de, v-am spus, atitudine. Atitudine față de societate. Să fii cetățean. Bun, presupun că faci universitatea în țara ta. Mm-hmm. Dacă o faci în altă țară, asta nu înseamnă că... Ce înseamnă să fii cetățean? Uite, eu văd o mulțime de cetățeni care aruncă gunoiul din mașină, bun, de exemplu. Exact. Aia nu mi se par buni cetățeni. Exact, să te implici. Să te implici în țara ta. Ne uităm în jur, într-adevăr, și vedem foarte mulți n-au niciun fel de atitudine față de țară, o atitudine pozitivă, chiar de aruncatul gunoiului, simplu aruncat al gunoiului. Altfel, eu aș spune implicarea în ceva. Haide să fac ceva. Eu am făcut o facultate, statul a cheltuit cu mine, sau părinții, pur și simplu m-au ținut într-o facultate cu un scop. Scopul nu este apoi să mă duc să închei o asigurări, nu știu pe unde, să devin agent de asigurări, sau să vând înghețată în mor. În niciun caz nu ăsta a fost scopul. Și nici ca să mă țină 4 ani într-un cămin sau ceva de genul ăsta. Deci, responsabilitatea. Se vede că sunteți inginer, pentru că ne dați un algoritm, adică nu funcționează cu niște pași. Nu intră în calcule matematice, da, din păcate. Am observat un lucru care se întâmplă la oamenii care trec de anumită vârstă. Și nu știu cum faceți asta cu profesorii și în facultate. Nu se mai țin la curent. Se lasă pe tânjală. Iar știința și tehnologia evoluează foarte rapid. Am constatat treaba asta, să mă ierte oamenii care sunt de meserie, am constatat cu unii medici care au terminat facultatea, nu mai citesc, deși la medicină fiecare an e câte ceva... Absolut, câteodată care răstoarnă paradigmele pe care le-ai învățat tu, poate, din facultate. Ține de persoană. Cum îi ții pe... Cum să rămână la curent? Ține de persoană, nu pot să spun. Ține de persoană. Noi avem profesori care sunt în vârstă, au o experiență și n-au renunțat nici la doctoranți, nici... Și noi îi încurajăm, îi vedem, bineînțeles, oamenii mai sunt în putere. Și nu renunță. Dar ține de persoană aici. Depinde cum ți-ai croit până la acel moment drumul. Dacă ți l-ai croit pe rezistență minimă, atunci rămâi în continuare așa. Dacă l-ai croit înfruntând, alegând calea mai grea, atunci rămâi conectat. Deci nu este niciun caz, să spunem, nicio formulă pentru asta și nici măcar o siguranță în a spune că majoritatea sunt așa sau așa. Nu. Depinde de persoană. E distractiv să faci facultatea aici? Adică dacă e să facem un top al fanului într-o zonă universitară. Unde e Iașiul? Nu știu, dar cred că la fel e peste tot. Nu știe rectorul ce se întâmplă în cămin. Asta e minunat, e un rector perfect. Dar nici rolul meu să știu ce se întâmplă în cămin. Nu cred că le-aș mai asigura intimitatea studenților. Și mai e un indicator pe care îl țin minte din vremea mea. Numărul de fete de la disciplinele tehnice. La noi sunt multe. Rămâne să fim. Okay. Și e distracție totuși, ca să ne întoarcem? Păi da, dar n-ai fi tânăr dacă nu te-ai distra. Să fim cinstiți. Deci există o înțelegere pentru chestia. Bineînțeles. Știți, aici un profesor de-al nostru nu mai este printre noi, avea 80 de ani atunci și spunea, măi copii, ce bine era pe vremea lui Stalin. Și tinerii întrebau. Stalin? Da. Domn profesor, dar cum pe vremea lui Stalin? Securitate, bătăi, canal și așa mai departe. Da, măi copii, dar eram tânăr, mergeam la fete. Deci... Dacă nu ești tânăr, nu te distrezi. Stalin, nu contează. Da, nu contează în ce perioadă ai fost. Ești tânăr, te distrezi. Ce sfaturi de carieră dați unui absolvent de aici? Să aibă încredere în el, în primul rând.
Să aibă încredere în el, să aibă încredere în școală, că nu a făcut școala degeaba. Este sfatul pe care îl dau și să reușească să se desprindă de casă, dacă dorește să-și facă o carieră. Nu în sensul să-și părăsească părinții, nu. Să-și părăsească comoditatea de acasă. Este foarte important. Noi avem problema asta, că forța de muncă nu e foarte mobilă, oamenii se plâng. La mine în oraș nu sunt slujbe. Păi poate în orașul vecin găsești ceva, de ce nu te duci acolo? Dar este explicabil această comoditate. Eu când am dat admitere la facultate în 83, numai facultatea de inginerie chimică de atunci aduna candidați din 23 de județe. Acum toată universitatea tehnică, cu 11 facultăți, are candidați din 11 județe. Iată că toți s-au concentrat în jurul casei. Sau, numai, de exemplu, am avut colegi, foarte mulți colegi maghiari din Covasna, Harghita. Credeți-mă că poate sunt rău informat acum, dar nu știu dacă mai am un student de etnie maghiară în universitate, în momentul când de față. Când e peste munte, adică e ușor de ajuns. Da, pentru că, pentru că, v-am spus, toate orașele județe de județ au o universitate sau au o filială a unei universități. Cheltuielile, bun, nu sunt foarte mari, pentru că dacă ești în sistemul de stat și ești bugetat de către statul român, cheltuielile nu sunt foarte mari, dar tot îți trebuie să te întreții într-o altă universitate. Și atunci fiecare preferă să aleagă cea mai aproape universitate de casă. De aici s-a redus foarte mult mobilitatea. Studenții noștri nu mai știu ce înseamnă să mergi în altă parte. Eu am venit de la Iași la Sibiu, când mă duceam la Sibiu acasă, legăturile mergeam prin Timișoara, prin Vințu, făceam și câte de două zile dacă era iarnă cu trenul. Deci ei nu mai știu ce înseamnă mobilitatea și nu au curajul să plece de acasă nici când termină facultatea. Aici este problema. Deci asta e teribil, că dacă ai un oraș care a rămas în urmă economic, ai rămas și tu. Eu de ce vă spun că nu trebuie să termini o facultate ca să încheie asigurări sau să vinzi înghețat în mall? Deci nu ăsta e scopul unei facultăți, indiferent de domeniu. De asta mobilitatea e foarte, foarte redusă astăzi, pentru că nici studenții, ca să facă o facultate, nu mai merg în foarte departe. Mă refer la marea masă a studenților, că sunt, da. Apropo de chestia asta, că mi-a venit în minte, au apărut și foarte multe universități care nu-și merită numele. Mai greu. Asta din orașele mici, în care pur și simplu, nu că oamenii nu aveau intenții bune, dar n-au avut de cele mai multe ori de unde să ia profesorii buni, că nu erau acolo. Au vrut ei să facă, au vrut primăria, sau au vrut un întreprinzător, sau au vrut cineva să aibă și ei universitatea lor, când zona nu era de nivelul academic universitar, în primul rând. Da, acum aveți dreptate în mare parte, în același timp să nu uităm că o directivă a Uniunii Europene la care noi am aderat, nu la Uniune, la această directivă, spune că până la 35 de ani un procent destul de însemnat de cetățenii unei țări să aibă facultatea, deci să aibă studii universitare. Ori totuși nu poți să susții respectarea acestei directive dacă nu ai mai multe universități. E adevărat, dar noi ce am construit a fost mai degrabă fabrică de diplome decât în anumite situații, universitar. Da. În anumite situații, da. Numai că există tot felul de clasamente și de proceduri de ierarhizare a universităților, care dacă ar aduce la o finalitate așa cum este ea exprimată în procedura respectivă, să spunem, o universitate de categorie A sau C, cum este acum, că s-au inversat categoriile, să poată să școlarizeze la toate ciclurile, licență, masterat, doctorat, una de categoria B numai licență și masterat, una de categoria C numai la licență. Dacă s-ar aplica cu adevărat aceste răspunsuri la clasament, la clasificare, atunci lucrurile ar sta mai bine. Dar deocamdată se fac clasificări, universitățile de fapt de tradiție sunt în primele 10-15 universități din țară, iar apoi, dar până la urmă trebuie susținută fiecare zonă. Da, da, sunt. E adevărat. Chiar și într-un centru universitar cum e București, sunt niște fabrici de diplome. Eu sunt prieten pe Facebook, mă rog, prieten. Mai intră și mai comentează niște oameni de la fabricile astea de diplome din București. Mă uit pe profil. Întotdeauna știu că am să dau peste una sau alta dintre cele două, trei universități fake din București, că sunt fake. Deci oamenii nu au o coerență a ideilor, deși ei au terminat ingineria, deci ar trebui să înțeleagă niște un raționament, să poată să urmărească în minte un raționament. Și doi, nu știu limba română bine, nu știu să scrie. Dacă spuneți că deși au terminat ingineria, nu spune că vreo două universități. Da. Așa. Ce facem cu acești arealul de căutare? Absolvenți care, de fapt, nu sunt absolvenți de nimic, doar au o diplomă care nu înseamnă absolut nimic, pentru că ei nu sunt în niciun fel intelectuali. Avem falși intelectuali în România. Ce facem cu ei?
Trebuie să vă gândiți că absolvenții de universități provin din absolvenții de liceu, deci în absolvenții de ciclu preuniversitar. Nu, dacă avem acest procent mare de analfabeti funcționali, așa cum se spune, n-am de unde să-l, nefiind în nicio funcție care pot avea eu personal o imagine asamblă asupra României, dar așa cum se spune, un număr atât de mare de analfabeti funcționali, chiar până în clasa 12 aduși, dumneavoastră credeți că ei o să se schimbe în facultate? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Și există acest risc ca oricare facultate, indiferent de prestigiu ei, să aibă și astfel de, și astfel de absolvenți. O să spunem de unde sunt absolvenți. Ei? Numai că... Deci, prima chestie ar fi de unde vin. Adică, ce se întâmplă de acest număr crește, deși populația scade? Ne pleacă elitele sau ce se întâmplă? Nu știu. Nu ne pleacă elitele. Trebuie să ne gândim că, până la urmă, și sistemul preuniversitar, este o supoziția mea, a rămas fără profesorii, să spunem, cu experiență, profesorii pe care îi cunoșteam și care m-au făcut, de exemplu, să iubesc chimia. Nu spun că nu există. Cunosc foarte mulți profesori cu 10-15 ani mai tineri decât mine, care sunt, într-adevăr, profesori devotați, profesori dedicați. Dar procentul celor care văd din meseria de profesor doar o meserie, din profesia de profesor, să zicem așa, doar o meserie, este tot mai mare. Este o slujbă ca oricare alta, la care pot renunța oricând pentru o slujbă mai bine plătită. Ori, ca să fii dascăl, la modul general îți trebuie mult mai mult decât doar să o consideri o meserie. Ori, procentul celor care se consideră dascăl și iubesc profesia de dascăl doar pentru a fi dascăl, e tot mai mic, părerea mea. Mă uit în primul rând și în jurul meu. De ce ați ajuns dascăl? Ce v-a împins încoace? Mi-a plăcut. Eu îmi doream, sincer, să fiu profesor de liceu. Îmi iubeam profesorii mei și aș fi vrut să fiu profesor de liceu. Astăzi nu mai doresc asta. Nu știu, cred că cu mulți ani în urmă am încetat să mai doresc acest lucru. Dar mi-a plăcut să lucrez cu tinerii și fiind cred că și la liceu, dar deja studenții au depășit un anumit prag care e specific vârstei de 18 ani, adică au depășit pragul de a fi rebel, poți discuta mult mai matur cu ei, nu înseamnă că cu cei de liceu nu poți, dar fiecare vârstă are etapa respectivă și mi-a plăcut și mă păstrează tânăr. În fiecare an, altă generație, de la o generație la alta nu simți diferențele, dar cam la 3-4 generații le simți, ca mod de abordare. Ce s-a schimbat în ultimii... Modul de abordare. În ultimele două decenii. Modul de abordare a lor față de viață, la modul general, nu refer față de disciplinele mele sau alte discipline, față de viață în general, interesul și responsabilitatea și dorința de a-și crea pe picioarele lor o viață s-a schimbat. Au devenit un pic mai comozi din punctul meu de vedere, exact cum vă spuneam, nu se dezlipesc de casă. Deci când am spus să aibă curaj să plece de acasă, nu înseamnă să-și lase părinții, nu asta era ideea, să se dezlipească de susținerea părinților, să încerce să fie... Pe cont propriu. Da, și cred că procentul celor care nu fac asta crește. Și ce ne face? Nu știu, mai am puțin până la pensie, nu asta ce vă faceți. Și eu la fel. Dan Cașcaval, doamnelor și domnilor, rectorul Universității Tehnice din Iași, la ediția de dimineață. Ne vedem duminica viitoare? Așa zic. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc!